explorați grădina Carpaților. Numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Corupția este o amenințare la adresa securității naționale. Punct. Și ca atare, vreau să o tratez. De recuperat doar 280 de milioane. S-a depus în contul lui Băsescu bani cash, cu sacoșe. Sacii au valori egale. 9 milioane de dolari sunt cam jumătate de camion. Cel mai bun gând al meu către dumneavoastră este de a vă dori să trăiți bine! Data de 5 mai 2010 aș putea spune cea mai grea zi din viața mea ca șef al statului. În timp ce tăiau pensiile, salariile și le spuneau românilor că țara nu are bani, că e greu în criză, cuplul politic Băsescu-Udrea și oamenii din jurul celor doi aranjau lucrurile astfel încât afacerile lor să meargă, iar averea să le sporească. Traian Băsescu și Elena Udrea și-au cumpărat moșii de sute de hectare de teren la Nana, în care au investit milioane de euro, bani luați de la bănci. Anchetele demarate în Parlament au scos la iveală că mare parte din terenurile de la Nana au fost retrocedate ilegal, cu acte false, prin multe nereguli făcute de autorități. Elena Udrea are în prezent, în ultima declarație de avere, 27 de terenuri care însumează o suprafață de 450.000 de metri pătrați. Udrea deține cea mai mare parte din băile Boghiș, acolo unde a investit inclusiv fonduri obținute de la ministerul pe care l-a condus. Deține conturi și plasamente de sute de mii de euro. Lumea se întreabă de unde aveți bani pentru poșete. Recunosc că mi-a luat fostul soț. Recunosc lucrul acesta, dar el este un om de afaceri, așa l-am găsit, dincolo de aceste posibile implicări în cauzele penale pe care le știm.
Este un om care are afaceri de 20 de ani, hoteluri, magazine, firme care fac tot felul de alte lucruri. Adică nu trebuia să mă mir că avea bani să-mi cumpăr o poșetă. Dacă, de, nu știu, demonstrăm că poșeta a fost luată din bani la Microsoft, o dau înapoi. Cercul de oameni influenți format în jurul cuplului politic Băsescu-Udrea a lucrat în interesul celor doi, iar legăturile arată cum ani de zile s-au acoperit ce au făcut afaceri între ei. Cuscrul lui Traian Băsescu, Bebe Ionescu, socrul Elenei Băsescu și prietenul lui Adrian Videanu a fost cel despre care presa a scris că a ajutat-o pe Elena Udrea să obțină un credit de 3,3 milioane de euro. Cuscrul lui Băsescu a fost și implicat în cea mai mare anchetă a DICOT privind acordarea creditelor, dosar numit Mafia Fraudelor Bancare. Spuneți-mi care nu mai dor. Să vă spun de ce nu dor, pentru că eu trebuie să achit acest credit până la sfârșitul acestui an. Creditul a fost făcut pentru a cumpăra un imobil. Mă bazez pe faptul că pot vinde alte proprietăți pe care le-am, și anume, am un bloc de 12 locuințe, am vândut din acest bloc 3 apartamente de 6 luni de zile. Sper să pot să vând în continuare din acest imobil. Cu ajutorul oamenilor din jurul său, care cărau bani cu plasele, valizele și stacii, Elena Udrea a reușit să scape de creditul de la bancă. Situația este anchetată acum de procurori, care aduc în discuție modul în care Elena Udrea și apropiații săi au spălat bani. Bine că m-am oprit la timp. Bine că m-am oprit la timp. Bine că m-am oprit la timp. Dumnezeule, mă iartă, după mare mila ta, și cu mulțimea durării, șterge fără de legea mea. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. De păcat alpește-mă. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Mă lepăd. Miluiește-mă, Dumnezeule. Astăzi. Viața-i viață, punga-i pungă, vreau cumva să îmi ajungă un miliard în ea. Și atunci, da, atunci noi gândim la fel, mințim la fel, urăm la fel. Și nu e procuror să ne dopoare, și-n țara ni se aștepte la picioare. Pentru a avea toate pârghiile puterii, Elena Udrea, cu complicitatea lui Traian Băsescu, a înlăturat din instituțiile statului unul câte unul oamenii care nu executau comenzile și nu ascultau de Udrea. În schimb, au adus și au susținut în funcții cheie ale statului oameni pe care i-au folosit în interes propriu, oameni cu care Elena Udrea era prietenă și parteneră de afaceri. Orice om este tentat de putere. Atunci când domnul președinte și-a ales echipa, s-a gândit probabil că își are cei mai competenți dintre oamenii din jurul dânsului. N-am să trec peste greșelile pe care le-a făcut Traian Băsescu. Foarte multe ori ne-a dovedit că era, de fapt, o prelungire a mâinii președintelui, ca să nu zic trompeta cotrocenilor. N-am făcut niciodată un secret că între mine și doamna Udrea au existat diferențe de opinie. Motivul pentru care eu am plecat din administrația prezidențială a fost dorința Elenei Udrea de a controla politica de comunicare a aparatului Cotroceni. Orice om este tentat de putere. Orice om este tentat de putere. Era o întreagă atmosferă, dacă vă aduceți aminte, și probabil că ea și-a dorit ca acel departament de comunicare să aibă ca țintă promovarea unor persoane, ca domnul Boc, poate, și domnia sa.
Și Elena Udrea a făcut ce a vrut la Palatul Cotroceni, în cea mai reprezentativă instituție a statului român, președinția României. I-a dus președintelui Băsescu purtătorul de cuvânt pe care ea l-a avut la minister, pe Bogdan Oprea. Consilierul Elenei Udrea, Luminița Cohalmi, a devenit consilier la Cotroceni, la Departamentul de Securitate. Ce faci, doamna președinte? Ce faci, doamna președinte? Doamna președinte! Afacerea Galabute, în care procurorii vorbesc despre cum a fost furat statul cu 2 milioane de euro, a fost lucrul care a enervat-o extrem pe Elena Udrea atunci când ziariștii scriau despre ilegalități. Prietena sa, Alina Bica, tocmai fusese numită șefă la DICOT și se pregătea arestarea ziariștilor. Chiar Traian Băsescu a fost cel care l-a atacat direct pe Cătălin Tolontan, ziaristul care a descoperit ilegalitățile Elenei Udrea. Domnul magistrat minte. Avertisment. L-am sunat pe domnul președinte. S-a întrecut măsura. Declarațiile ticăloase, șantaj, presiuni, chiar plecați pe ei. Cătălin Tolontan susține că la presiunea grupului Udrea Băsescu se pregătea arestarea ziariștilor care au scos la iveală afacerile necurate din Galabute. Niciun ziarist nu trebuie să mai pățească așa ceva. Se pregăteau să ne aresteze în toamna lui 2014 și nu e nicio exagerare și nicio victimizare în afirmația asta. Avem mărturii. Amintiți-vă cum se regrupaseră lângă Bica toți cei care o spălaseră pe Udrea, plus ce mijloace aveau la dispoziție ca să oprească naiba acest dosar pitic față de miza candidaturii la prezidențiale. Procuror șef din DNA erau pensionați peste noapte din Galabute, la un urlet al Cotroceniului. Ce mare rahat era să compromiți niște jurnaliști. Spune Cătălin Tolontan. Toți cei grupați în jurul cuplului Udrea Băsescu fie au ajuns după gratii, fie fug din fața opiniei publice. Ce părere aveți despre ancheta DNA cu Elena Udrea? Oameni buni, vă țineți pe mine, cât chiar nu dau declarații astăzi. Doamne, ce părere aveți despre Elena Udrea? Am spus că nu comentez. Domnul președinte, STS-ul asigură securitatea informațiilor. Am spus, nu dau interviuri și știți bine regula, nu mă puteți obliga. Vă rog. Nu știu de astfel de discuții, nu știu de astfel de intervenții. Nu am fost într-o relație așa foarte caldă cu doamna Udrea. Să-și facă treabă justiția, adânța să încerce să se apere. Nu am ce să comentez aici. N-am obținut-o, am făcut niște opțiuni doar. Hai mă copil, la ce folosește că stați așa cu camerele? Numai... Ia să vedeți ce te fac. Vreau să-mi arăt cum puteți fi păcălit. Mai puteți sau asta e? Oh, nu puteți voi cât pot eu. Noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Am votat pentru ca toți copiii noștri să poată să aibă un viitor în România. Am votat pentru o Românie puternică. Două judecătoare de la Instanța Supremă sunt acuzate că au fost mituite. Procurorii investigează fraude de milioane de euro. Ancheta este extrem de delicată. Acuzați ca și martor în acest dosar. O specială de aici, pasajul DNA-ului a ieșit. Sinistru, știu că o să ne vinzi pe toți, doar ca să te scoți și de-aia poți. Ai jeans de bani, ai jeans de bani, jeans de bani, ai jeans de bani. Prea puțin. Noi toți încrezători din nou. Pentru că nu e după ce-ți spun unii. E după cât îndrăznești tu. După câtă pasiune investești în ceea ce crezi.
Și pentru că de azi știi ce ai de făcut, o să ne ai și pe noi alături. Ai un an nou-nouț în față. Începe!